Păi să trăiți. Te-ai tuns tu singur? Deci te-ai dus? Na, e te-ai făcut implant de păr ca să-l tunzi? Ca să-l tundă. Știți cum m-am tuns? Deci tu ai... Am fost la o emisiune la matinal acum 3 zile. Și îmi scrie un prieten: băi, ce dracu ai îmbătrânit așa, frate? Te-a dat de aproape și nu știu cum ai părul ăla în lateral. Tunde-l naibii. M-am dus acasă și m-am tuns. Singur. N-am mai avut răbdare, că am stiliști, am tot. M-am dus și am ras așa și am ras așa. Cum te înțeleg perfect și eu m-am dat o chestie așa. Cu ce? Cu mânerul de la halbă? Cu lamă de bărberit am făcut pe aici și pe aici. De-aia n-am formă, n-am nimic, dar nu contează. Bă, dacă te sună, vezi că ai urechile cam mari, ce o să faci? Sunt, eu am crezut că ai vrut să fii invers decât Sorisă la Prodigy, știi? Că ăla era ras pe mijloc și ăla mea, da? Ah, da, da. Știi? I'm the fire starter. Exact. Ar fi fost ceva, că săracul s-a și curățat. Găsesc un look pentru Eurovision, am postat într-o zi. Zici, cum mă vedeți? Și mi-am băgat eu niște ipostaze. Păi s-a dus, n-ai văzut ce s-a dus. Ai văzut ce? Zero să-ți lași plete. Zero puncte am avut. Da, plet. Bine. Dar niciodată. Prima dată în istorie, zero puncte. Adică ultimul loc din totdeauna. La ce joc de cărți, mă, jucai la zero? La whist. La whist, da. Să poate am vrut să... Jucai la zero, aia era bun. Exact. Bă, poate am vrut să jucăm la zero. Așa voiam și noi pe vremuri, când eram la un show pe câte toți voiam, să ajungem să nu mai vrea nimeni să vină la noi la emisiune. N-am reușit. Mara, astea sunt din culise. Am zis testul lui. Din culise. Ai completat oracol când erai mic? Da, am completat. Ai avut? Și eu, da. Mai ai? Nu mai am. Dar știu. Păi asta era ideea, să le ții, nu? Să le țin, da. Mai am timbre. Ați avut clasor cu timbre? Am avut. Mai am timbre și mă gândeam că valorează. Și m-am uitat într-o zi pe net să văd cu cât le-aș vinde. Câte unul. Cred că am vreo. Păi și erau, da? Păi, dar eu le-am cumpărat bănuți cu bănuți și acum. Păi știu, te duceai la poștă, da, nu? Aveau, erau plicuri, era ca la loză, da, un plic. Și nimereai. Și dacă nimereai una de aia valoroasă, coliță, neștampilate, belize, neștampilate, bă. Lesoto, mai știu. Da, da, da. Bă, neștampilate, bă, corect, neștampilate. Da. Alea neștampilate erau mai bune, nu? Nu strângeam românești, mi-am amintit, nu știu ce, nu-mi plăceau. Nu vreau românești, decât cu animale. Păi și de unde luai străine? Păi erau străine. Ah, erau și străine, parcă, nu? Erau străine, plic, da. Păi erau capul de bor, nu era cel mai tare? E, cap de bor. Da, aveau, unele erau valoroase, dar eu fiind copil nu priveam așa. Eu luam numai insecte, muște, găini, țânțari. Da? Cu animale. Nu priveam afacerea. Dar insectarea ai avut? Da, dar nu vreau să mă gândesc că acum sunt cu animale, deci nu. La ierbar, la ierbar. Ierbar, da, ierbar, toate, da. Da, dar l-am mâncat. Dar uite, vezi, eu nu mai... Și de ce nu mai avea? L-ați fumat pe tot? N-am mai văzut copii acum să facă ierbar. Nu mai lasă, nu mai au voie. Nu. Ierbar? La ierbar, da. La insectar nu mai au voie. Nu, dar ierbar, Amsterdam, ierbar. Să vezi acolo ierbare. Ierbar. Acolo e un ierbar Amsterdamul. Nu mai e, mă, voie, că distrugem natura. Nu mai rupeți flori, copii, tra-la-la, că și ele este vii, tra-la-la. Cum voi sunteți pui de om, ele este pui de pom, tra-la-la, tra-la-la. Uite hitul. La ierbar. Gata. Ce zodie ești? Săgetător. De ce? Decembrie. Decembrie. Săgetător. De ce? Decembrie. Ești de decembrie? Da. Corect, la ta este? 16 decembrie. Pingu, de la pinguinul Costioniță mi-a zis. Că făceam glote. Că faci ca un pinguin. Pingu. Dar pinguinul face așa? Nu știu, i s-a părut lui. Cine a zis, mă, Costi? Făceam la studio acolo cu el. Făceam pinguin. Glotele astea a zis că seamănă... Băi, așa fac și aia de cântă iodlare. Iodlare. Așa iodlare, fac și aia morți. Da, mi-a zis pingu. Iodlare. Iodlare. Așa. Păi și aia-s pinguin. Și aia, da. De auzi pingu, aia. Pinguin, dar n-am mai... De când ne-am separat. Deci e născut în aceea zi cu Cipi. Cu, cu Moța, cu Ciprian. Beethoven. Cu cine e născut? Și cu Ciprian, de la noi, de regiune. A, de la voi. 16 decembrie. Și cu Bordea. Ai văzut? Da. Ce animal te reprezintă? Pinguin. Dragonul, că la chinezesc sunt dragon, care e șeful tuturor, împăratul animalilor, împăratul... Da, cu dimensiilor. Păi dragon cu ce animal, animal semeni? Cu ce animal semeni? Da, cu ce animal semeni? Acum cu un sconx, că mai mult de atât n-ai cu ce... Da, cu ce m-am sluțit așa. Dar nu și mirosul. Atenție că m-am parfumat cu parfum. Trebuie să vorbești, să vopsești cu alb asta. Nu, oricum, dar... nu vreau să-l prind în codiță, că asta e ideea. Vreau să-l las lungă ăsta și să-mi faci și eu un smog, dar n-am avut în viața mea o codiță, fac ca lumea. Nu cred, tu visezi să ai păr lung? Da. Trebuie să vrei să fii da, chel cu păr lung? Da, implantul ăsta trebuie dat peste cap și prins în codiță. Atunci fă, mă, cum erau vikingii. Da, da, exact. Era de aceea, îți faci niște tatuaje, îți lași un cod de aia mare. Elfii ăia. N-ai văzut că la șef este un concurent care are păr lung tot așa și are coama aia împletită. Uite așa, fă și tu. Pentru Eurovision mă preocup. Să te tatuezi pe aici, n-ar fi rău. Și așa. Eu, în locul tău... Nu, doare? Doare pe pielea capului. Eu când mi-am făcut a fost... Tu aș tundești zero și m-aș tatua. Bum. Tu ai ce ai tatua pe cap? Dacă aș fi bărbat. În creier. Ce aș tatua? Da.
Eu dacă aș fi femeie... Eu pe aici sunt tatuat, dar m-am tatuat model cu păr și atunci pare așa. Eu dacă aș fi femeie, dacă aș fi femeie, știi ce aș face, adică... Ce ai face? Ce-ai face? V-am mai zis. Nu cred că am atent. De toate, frate. Aș avea tarif. Ar avea de toate. Tapcăm complet. Ai face bani. Numai că ai avea și mintea de femeie. Ai mai lucra aici. Tot la orele astea, dar nu aici. Ai avea mintea de femeie. Da, mă, trebuie să fii femeie cu minte de bărbați. Atunci aia, faci, aia altceva. Da. Ce calități ai? Eu? Da. Am? Ce crezi tu că ai? Așa se completa, nu? Da. Că e deștept, frumos. Da. Eu cred că sunt un bun întreprinzător, mai nou. Cred că sunt un băiat bun, adică sufletist, da? Da. Nu o bunăciune. Și cred că sunt răbdător. Bravo! Da. Bun. Lumea. Chiar sunt calități. Cu toată lumea că... stau de vorbă și am răbdare și mă plictisește câte unul 40 de minute și stau și în telefon. Nu că, na, așa m-am născut. Ai timp. Îmi dau ochii peste cap, dar nu închid. Asta vreau să zic. Răbdător la maxim. Îi dai peste cap ochii, păi, dar nu dacă închid. Nu vreau să vorbesc cu persoana și dacă... Dar nu închid nici ochii, nu? Bine, bun, bun, da, da, da. Ce defecte crezi că ai? Ce defecte am? Am o groază de defecte, dar... pentru că le conștientizez, nu mai contează. S-au anulat de la sine. Nu, știu să mi le estompez. Știu să mă pun în valoare. A care ar fi așa? Defecte. Păi, de exemplu, sunt căpos pe partea muzicală, de exemplu, îmi aleg, mă duc înainte cu asta ce poate doresc. Fi și calitate. La mine e un defect că am ținut-o morțiș să fac piese lente pentru Eurovision, numai balade, balade, de exemplu. Am dat un exemplu. Și poate că trebuie una ritmată. Dar eu vreau balade. Nu știu, sunt căpos, încăpățânat. Dar uite, Torneron a fost baladă, a fost păi da, ritmată. Da, dar n-aș vrea nici să repet. Nu să repet, dar... cu Je t'aime, ceva liric. Da, da, uite-te în istoria ultimilor ani și vezi lente. Dacă a fost în afară de Sobral... De când să câștigăm Eurovizionul pe valoare? Ați luat-o, Razna? Da, bine, da, s-a mai câștigat. Ai dreptate. Bun, mergem mai departe. Să câștigăm între... Am o groază. Și dacă de o să câștigăm, nu avem unde să-l organizăm, ești nebun. N-avem noi o sală. Da, zic că găsim uite aici pe găsim, pe la Cluj, pe acolo. Aici. Ce superputere ți-ai dori să ai? Ce superputere? Mi-aș dori așa, să pot călători în timp, mai multe vreau. Da. Mă duc și în trecut și în viitor. Invizibilitatea mi-am dorit-o de copil. Ca să vin în ultimii ani, să văd la un moment dat ți-a reușit. Cum? În ultimii ani cumva ai reușit. I-a zis Andrei. Multe chestii, calități. Și cu aia, fă-mă doamne invizibil. L-a făcut pensionar. Săraci. Da. Că la noi bătrânii sunt invizibili. Da, da, da. Cred că dacă le am pe astea mi-ajung. Da? Da. Păi dacă poți să călătorești în trecut și în viitor, mă duc puțin în viitor, văd numere la loto, a doua zi și aia mă gândeam, nu vrei să se transforme în aur tot ce atingi? Nu chiar tot. Și așa, dar nu să chiar. Nu, că hai că se transformă, la bani se pricepe, chiar face. La bani m-am nimerit-o. E un roman de Stephen King, 11-22-63, cum călător în timp. Foarte bun. Ești în pas cu moda? Varză la modă. Varză. La capitolul modă am fost varză de când mă știu. Nu știu azi. Ții minte că la un moment dat ai venit la o emisiune și ai spus nici acum nu sunt îmbrăcat bine, m-am dus nu la magazin nu? Și am luat de pe manechin lucrurile așa cum erau, i le-am cerut vânzătoarei și am luat haine de pe manechin și m-am uitat cu ele. M-am gândit că ea le-a pus acolo cu un scop, să arate frumos. Numai că erau de femeie, nu? Da, așa făceam, de frică să nu mai fiu la prost îmbrăcat. Luam, eu gândind că un designer a îmbrăcat manechinul, nu? Într-un magazin. Păi da. El s-a de fițe. Și atunci zic, înseamnă că l-au îmbrăcat, le-au potrivit exact. Dar tot eram la prost îmbrăcat, deci nu. Dacă și la Eurovision, unde m-a îmbrăcat Răzvan Ciobanu, regretatul. Și tot mi-au zis că sunt probleme, că n-ai erau baschete în picioare. N-ai cum, da, n-ai cum să mulțumești basket, m-au brăcat la costum cu pantaloni evazați, mie mi-a plăcut ideea. Păream înalt, așa că eu care-s micuț, și cu bascheți roșii. Toți, ce-i cu bascheți? Păi aia era fița, te uitai la bascheți. Da. De ce pantof? Hai să, acum să poartă Adidas la costum la greu, de exemplu. Da. Dar eu în 2006 dădeam trenduri. Și tot era Răzvan era bun. Răzvan era bun. Răzvan era talentat. Foarte mult, da. Foarte mult. Ce ai alege dintre un sărut și o îmbrățișare? Păi, dar oricum ele vin la pachet, nu vin amândouă? Adică întâi săruți sau întâi te îmbrățișezi? Stai. Păi nu te săruți cu toată lumea cu care sărutul te îmbrățișezi. Sărutul vine cu îmbrățișare, îmbrățișarea nu vine cu... Nea Vasile, nu te săruți, doar te îmbrățișezi. Ce faci, Nea Vasile? Vinu cu acest, nu îl pupă. Care, că mă iau ăștia și mă pupă două pe gât, pe gură. Dragul mami, și mă iau, femei, bătrâne. Deci lumea mă îmbrățișează și mă pupă de obicei. Asta deci amândouă, le alegi amândouă. Da. Cât pot rezista fără telefon? Fără telefon? Uite, azi mi s-a oprit bateria.
Deci eu de la ora 12 venit pe aici și a trebuit să mă plimb, ca Aurelia voastră a zis să vin și la voi. Și m-am plimbat, m-am învârtit, am făcut parcul Herăstrău tot 3 ore, am făcut grădina botanică 2 ore și la Moldova, nu mai puteam. Și mi s-a oprit bateria, că nu mi-am luat la mine nimica. În disperarea mea, ca să vezi disperarea că n-am baterie, am fugit aici la emisiune de la ora 7 ca să bag în priză, să stau cu un telefon. Cum să stau pe stres fără telefon? Deci nu poți să reziști. N-am putut. Și am venit aici, am preferat să stau 3 ore degeaba. Și am postat. Nu mai ai carnet. Nici măcar noi am carnet acum, mi-a venit carnetul. Ți-a venit carnetul? Păi ce băi, să plimbe cu mașina cu carnet. Nu, dar n-aveam de baterie. Câți prieteni adevărați crezi că ai? Adevărați? Câți aveți și voi? Nu știu, nu cred că sunt mulți. Eu sunt ajung degetele de la două. Și zodia zăgetător e prietenoasă. Eu mă înțeleg cu toată lumea, am un fel adaptabil. Și atunci eu cu toată lumea sunt ok. Ăla care mă înjură, da, dar nu vezi ce vremuri nebune sunt acum. Dar prieten, nu știu dacă-s doi. Managera mea ar fi unul, pentru că toată ziua cu ea și mergem peste tot și povestim și știi tot așa. Da. Ea ar fi mai închegată ca prietenie. Nu știu dacă, cred că ați văzut-o pe aici. Da. Nu știu dacă am. Dar așa mă întâlnesc cu oameni, ies la pizza aia. Amici sunt mulți. Dar uite, azi am fost singur și am postat acum 2 ore și am zis: cum daiba vin eu în București și mă plimb 8 ore singur pe străzi și n-am și eu 2 prieteni să ies la o cafea? Așa am scris. Da? N-am eu de 20 de ani în cariera asta, n-am 2 prieteni în București să ies cu ei la o cafea. Da, ciudat. Da, uite, n-am apucat, dacă stau în Constanța. Prieteni artiști, măcar. N-am apucat să-mi fac atâta legături, adică mai mult decât alo-alo. Păi da, și da, la da. Studiouri, nu la poți ceva, să invit acum ca așa, o iau repede pe Delia Mantache, dar crezi că vine? Parcă văd că zice, hai mă la cafea, ce ai? Nu îndrăznesc. Costi în America nu dă el răspunsuri de astea. N-a vrut să se reunească cu Costi și să-mi supăra pe el uneori. Nu vreau să se reunească acum pe 2 iulie, sunt iarăși nostalgia, concertele alea. Da. Și nu vrea să vină, vin cu Dorin, iarăși ne întâlnim Valahia, dar nu m-am formulat de 2. El nu mai vrea 3, vrea să șteargă. De ce? Dar ți-a zis de ce? Nu mi-a zis, dar nu, n-am vorbit, pur și simplu nu-și dorește, nici în emisiune n-a venit. Nu vrea. A, voi nu mai vorbiți deloc? Vorbim, a vorbit? Am făcut și o piesă cu 2 ani, da? Nu mai vrea să aibă amintirile cu Valahia. A supărat că l-ai dat în fapt când ai zis că v-ați certat pentru că el n-a venit la cântare. Ei, nu. Da, nu, probabil că nu mai vrea să-l mai asocieze lumea. Nu mai vrea cu... să asocieze Valahia cu... Da. Da, nu era vreo rușine. Nu era, pe tocmai. Da, cine el știe. Acum se asociază cu ce mâncare preferi? Mâncare. Eu sunt din Moldova, deci mămăliga, la ordinea zilei, ciorbă. Sunt ciorbar. Deci cu toate m-am certat că nu știu să fac ciorbă. Le-am și zis. Știi să faci ciorbă? Nu. Prin telefon cu mami... Bă, e greu de făcut o ciorbă bună. E greu de făcut ciorbă. Dar, cum odată, să te cerți cu o femeie că nu știe să facă ciorbă? Cum, mă? Dar tu luai bucătăreasă sau iubită? Stai un pic, că îi confunzi termenii. Mă, dacă îi place foarte mult. Na, vrea să mă încearcă. Să facă. Deci din Max să desparte că fumează iubita. El că nu face ciorbă. Tu îți dai seama de ce râmă fetele alea singure, că tot vin pe canapea aici și să plâng, că nu mai găsesc cu mama. Hai tu dreptate. Uite, găsim motivele. Uite cum se iubesc. Cum adică toate mergeau perfect? Totul perfect. Da, mare love, mare iubire. Adorai că pe Letiția parcă n-ai. Păi aia zic, frumoase foc și tu le părăseai că nu știau să facă ciorbă? Nu le părăseam, dar le puneam să învețe. Vrea să facă ciorbă. Dar unele știau să facă, dar unele nu. Deci ciorba, ciorba de perișoare. Dar tu știi să schimbi o roată la mașină? Da. Da. Știi să schimbi o priză? Ei, știi, da. Să repari frigiderul? Păi, ia, știi să repari frigiderul? Păi, dar el știe să cumpere altul, mă, că are bani. Ci. Păi da, sau chemă. Așa, păi uite, și ea știe să comande o ciorbă. Păi asta zic, comandă. Vezi? La greu. Tot comandă și el comandă. Și pe banii mei, că aia e comandă, ai pe banii. Știu să fac, normal că știu să fac orice, dar nu... Că durează mult să faci o ciorbă. Da, durează. Nu, e simplu, dar nu, durează. Lasă o supă de legume. O oră și ceva, trebuie. Vreau de găluște de aia care nu iese. Dar nu stai lângă foc, dar nu... Tu când spui că știi să faci... Perișoarele și găluștele sunt un pericol. Nu, dragă, știu să gătezi de stăpisic în coadă, dar nu... Sărmăluțe îmi plac și tochitura. Da. Sărmăluțe și? Sărmăluțe și tochitura. A, deci... Și brânză cu mămăligă și smântână. Deci românește. Și mă duc afară și le zic polenta, că ei nu știu de mămăligă. Polenta, da. Mamă, și n-au. Au, e. Pe un... Și ciorbe la fel nu există, decât niște supe cremi. Ciorbe nu există, care, ciorbă, da, nu există. Nu există. Și mă chinui să le explic crem, sup. Crem, crem, dar n-au ciorbă, nu știu. Nu se agită. Dar chiar, dar ciorba e românească? Nu cred, dar nu prea să găsești afară. N-am în altă parte, ce-i drept. Cred că turcească, cred că e. Mă chinui să găsesc. Doar dar ciorbă de perișoare, îți dai seama, unde mai găsești? Aia o vreau. Sau unde? De găluște, supa. Unde de burtă, măi, Dumnezeu. De burtă. Cum au gândit-o ei? Ciorba cu un polpete. Ciorba cu chiftele, cu niște chiftele. Da, da, da. Un fel. Păi da, perișoarele sunt... Un fel, că sporez. Ce băutură alcoolică preferi?
Berea, nu sunt așa băutor. Nu, am băut șampanie, bere, vin roșu. Eu, de exemplu, am casă vin roșu. Eu, de exemplu, doar tării, nu pot să beau vin și bere. Nu cu tăria. Nu? Mi-e frică să nu mă duc pe pantă. Te duci și te întorci, nu e problemă. Te duci și te întorci. Nu, că m-am bătat odată în facultate, Doamne ferește. Am vrut să văd cum e, era ziua mea, eram în Iași. Dar nu bei până... Aveam, păi nu, am vrut să văd și zic, băi, vreau să mă îmbăt. Și au zis, păi amestecă. Și am luat un pahar de vin, cea mai mare de... Mamă, și unul de coniac. Aia nu-i beție, aia e prostie. Vai, ce am făcut, două zile am vomitat și nu m-am trezit. Și de atunci m-am lecuit și zic, nu mai testez. Da, nu, dar aia nu-i beție. Aia ți s-a făcut rău. Când le amesteci, se face rău, faci urât, vomiți. Aia am și odată în viață. Bine, da, nu. Deci șampanie, bere, vinul roșu fiecare seară, că ăsta e sănătos. Are resveratrol. Prelungește viața, că eu scurie, un pahar, crești, un pahar de vin roșu și o tabletă de ciocolată neagră. A, și ciocolată. Așa se zice, că e bun pentru inimă. Și după aia iei pastilele. Și că ar fi ciocolată tratament natural, un pahar de vin roșu și o tabletă de ciocolată de aia amăruie, amare. Resveratrol, ca să îți iei cât îți trebuie, mai multe pahare. Adică, nu mai bine zic, e sănătos, nu ce e. Ce băuturi răcoritoare îți plac? Răcoritoare, îmi plac sucurile naturale. Azi am băut două freșuri. A, freșuri. Aha, dacă mai avem aici. Ce mașini îți plac? Mașini. Toate să fie decapotabile, am avut trei până acum. Trebuie să zic? Vrei să da, zic? Toate trei. Bine, am avut un Peugeot decapotabil, am avut... Ce, 206? Porsche, 308? Da, 206. Eu și Andreea Bălan. A mea era albastru, al ei era roșu. Porsche bun? Porsche, am avut un Porsche vreo 4 ani. La ce? 911? Nu. Nu, Porsche Boxster. Boxster. Fost? Și acum am un Volkswagen. Deci trei decapotabile și merg cu asta până o să-mi iau electrică. Ce Volkswagen? Țara așa e electrică acum. Ce model mai au Volkswagen-ul decapotabil? Nu știu, acum EOS-ul. A, EOS. EOS-ul, da. Da.